Această rubrică vă este oferită de Sanador. Puține lucruri te pot scoate din activitate, așa cum o fac durerile de spate. Crizele legate de spate sunt una dintre cele mai frecvente motive pentru care oamenii merg la medic. Despre cauzele acestor dureri și primul ajutor discutăm cu doctorul Ioana Zanfirescu, medic specialist medicină de urgență. Bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Bună dimineața. Ce cauze pot avea durerile de spate? În medicina de urgență, noi clasificăm cauzele acesteia în funcție de severitatea patologiei care duce la durerea de spate sau lombară, cum o numim noi. Astfel există urgențe amenințătoare de viață, cum sunt bolile aortei, disecția de aortă, anevrismul de aortă disecant. Există patologia vertebrală cu fractură sau luxație care interesează și secționează complet cordoanele medulare. Există sindromul de coadă de cal, care este o urgență neurochirurgicală. Totodată există patologie urgentă, dar care nu amenință imediat viața pacientului. Acestea sunt herniile lombare cu interesarea nervilor lombari. Este fractura de vertebră lombară fără interesare medulară. Sunt anumite hematoame sau abcese epidurale care apar fie spontan, fie postoperator. Există și patologie pe care noi o numim benignă, care nu amenință viața pacientului, întinderile musculare, leziunile ligamentare, anumite patologie cronică reumatismală, spondilita anchilozantă sau apariția herpesului zoster în zona lombară. Totodată, lombari sunt resimțite și patologiile organelor intraabdominale, nefrolitiaza, pielonefrita, care este infecția urinară joasă ascensionată la nivel renal, patologie ovariană, torsiunea de ovar sau boală inflamatorie pelvină, și acestea pot da dureri lombare și intră în diagnosticul diferențial al durerilor de spate pe care populația generală le cunoaște. Bun, când trebuie să ne îngrijorăm pentru aceste dureri? Tot timpul când durerea este asociată altor semne și simptome, când nu este doar durere lombară, în cazul patologiei cardiace, în cazul patologiei aortei, durerea apare brusc, este sfâșietoare, pacientul prinde tegumente palide, transpirate, poate prezenta sincopă, adică pierderea stării de conștiință, poate prezenta durere toracică. Pentru patologia lombară de cauză vertebrală, atunci când durerea este asociată tulburărilor senzoriale sau cu deficit motor, atunci când există incontinență urinară sau tulburări micționale sau incontinență sfincteriană, toate acestea sunt semne de alarmă. Sau când apare febra la un pacient arat, la un pacient oncologic, vârstnic, plus durerea lombară. Ei trebuie să se investigheze cât mai repede. Ce trebuie să facem în aceste situații? De aici încolo, ce trebuie să facem? Atunci când există toate aceste simptome asociate, pacientul trebuie cât mai repede să se prezinte la un serviciu de urgență sau să apeleze serviciul 112. Dacă totuși are o durere cronică pe care o cunoaște și nu există nimic asociat pe lângă aceasta, își poate administra medicația care i s-a prescris anterior să-și amelioreze simptomele și apoi poate lua legătura cu medicul curant sau cu medicul de familie. Și ultima întrebare, ca și metodă de tratament? Există în medicina de urgență, în primul rând, stabilizarea pacientului când vine omul la spital. Da? Dar dacă pacientul este stabil, noi ca metodă de tratament administrăm medicație antialgică, medicație antispastică dacă este o cauză renală, medicație antialgică și decontracturantă dacă este o cauză vertebrală. Și apoi efectuăm investigații imagistice ca să ne dăm seama exact și să punem diagnosticul de certitudine, care este cauza exactă a durerii. Fie ecografia abdominală, fie tomograf abdomen și pelvis cu substanță, fie remene de coloană lombară, dacă există afectare a nervilor, deficit motor senzitiv.
Doctorul Ioana Zanfirescu, medic specialist, medicină de urgență, a fost alături de noi și ne-a oferit toate aceste informații. Vă mulțumesc foarte mult! Cu drag! La revedere! Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.